tată, ce faci? Nu vezi că citesc? Lasă că poți să citești și la lumânare. Bă, tată, dar nu citesc la lumânarea. Crezi că semăna anii 70? Serios, acum? Nici ce fain arde. E așa cum ziceți voi, e vintage. Hai mă, tată, tu chiar vrei să-mi stric ochii? Nu, 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 că și eu când eram de vârsta ta am citit și am scris la lumânare. Ce ai citit tu? Eu am citit și eu, dar n-am citit, măta, ce citea măta la lumânare și poartă ochelari, nu poartă. Păi, dar sigur nu vede bine oricum, că nu știu ce-a văzut la tine, lasă-mă. Știi ce? Lumânarea asta, scrii la ea, înveți la ea, dar ai grijă că trebuie să ne ție tătă săptămâna. No, vezi? Ai, mă, tată. Ce Dumnezeu face acolo? Dă apa mai încet! Ies imediat, tată. Ha. Ce te tăsperi atâta, că nici n-ai fost azi la cocină la porci? Pe vremea mea, ne spălam câte 5-7 oameni dintr-o casă, într-un singur lighean cu apă. Amutul la un duș folosești apă câtă consumă tătă ulița într-o săptămână. Tată, am zis că ies imediat! Tu știi cu cât s-o scumpit apa numai anul ăsta? Tată! Tu vorbești serios? Tu ai oprit apa de la boiler? Eu? S-o gătat de la cât te-ai tăsoponit tu? Hai mă, tată, că răcesc și sunt toată plină de spume! Serios, pornește apa la loc! Gata! Du-te și șterge-te că fac eu niște spume la gură de nu le speli cu tăsomeșul! Dar ce cu frigul ăsta? Tu ai pus pe foc? Am pus, dar am pus un lemn de la gros de frasin. Când? Ieri. Ai mă, tate, dar cum am ieșit din baie? Mor de frig aici, tu vrei să răcesc. Draga tati, dacă ți-e frig, pune șuba pe tine. E făcută de mica. Aia pe unde ajunge foc de la șele. Las că vezi tu că mă răcești și dai banii pe medicamente că n-ai dat toată iarna pe căldură. Na, nu te răcești. Cam un leac băbesc de la buna. În două zile trece... Ca și când iei cu mâna răceală, spun eu. Hai mă, tată! Hai mă, tată! Tu știi cât e o căruță de lemne? Eu ți-am zis să punem gaz, dar tu că nu! Gaz? Doamne ferește să punem gaz, că trebuie să ne vindem casa să plătim tătie dările. Ia mai bine de aici un pahar de jinars ca și mine, ca pe bine a fi. Hai! Și ceva, eu mă duc să învăț, lasă-mă în pace. Hai de învățat. Și nu consuma tătă lumânarea, că numai vineri deschid la cooperativă. Doamne ajută, neanicu! Doamne ajută, mă, coptile, dar ce cu tine de ești așa zgribulit? Da, păi ne frig tare! Ți-e frig? Zgârcitul de tată, tot că i-am zis, mă, tu nu fă economii pe seama sănătății coptilului. Acum bag 3 lemne noduroase pe foc să te încălzești un pic. Vai, dar îți mulțumesc, 3 lemne? 3 lemne și... Dianuță, fă bine și aprinde toate luminile în casă, să-l văd pe omul ăsta. Ai fost la voi? Da, păi de acolo vin. Știi ce? Avem apă caldă. Du-te și nu te grăbi. Alea în badoc sunt șamponile. În bucătărie, după ce ieși. Du-te, nu te grăbi. Ia halatul ăla flotocos când ieși el albastru. Serios, mă, tată, serios? Dar bine că cu străinii nu faci economie, văd. Dar tu ce vrei, să răcească de tu om? Dar de ce nu i-ai dat tratament bobesc, L-am gătat eu. Bine că vecinului le dai pe toate, dar mie mi le dai pe toate. Mersi, tată, mersi. Draga tati, ficiorașul ăsta e prim corator la biserică. Ne pune și nouă o vorbă bună la cel de sus. Da, sigur. A? A? Ce? A? Ție-ți place de ficiorașul ăsta? Poftim. Și mie ne-ar place să-l am de jinere. Gândește-te că am trăit numai cu prescuri. Hai mă, tată, ce vă poftim? Du-te, du-te și pune ceva subțire pe tine și vaporos, că acum e cald în casă. Hai, lasă. Mai cu talent, om, tic, ce Dumnezeu. Dar lasă-mă! Aveam niște leac băbesc, mă. Să-l sun pe piștii?